Doamne ajută, ce bine v-a regăsit, stimați și iubiți ascultători ai Radio Dobrogea, la această nouă ediție a emisiunii Lecția de Religie. Bogdan Nicolae Mateescu vă dă întâlnire cu o temă interesantă, care ar fi aceasta: confuzia în viața creștinului. Fiindcă în emisiune precedente ne-am ocupat de viața în Duhul Sfânt, viața creștinului în Duhul Sfânt, de ce să nu punem și degetul pe rană și să spunem clar că de multe ori suntem înșelați și confundăm, de fapt, binele cu răul sau invers. Și din cauza aceasta se întâmplă ca în multe cazuri agonisirile cele bune pe care le facem în Duhul Sfânt, în harul Duhului Sfânt, să fie pierdute prin această acțiune demonică de înșelare a creștinului, a conștiinței lui, prin care, în loc să facă binele, slujește răului. Și iată că în acest context e bine să clarificăm aceste probleme, pentru ca, cel puțin în viitor, să nu ne mai lăsăm pradă acestei confuzii semănate, e drept, de cel necurat, în ogorul Domnului, în creația Lui, la fel ca în pilda aceea a neghinei, a semănătorului și a neghinei. Destimați și iubiți ascultători, ne vom ocupa de confuzie în viața creștinului. Pentru că aceste lucruri sunt de valoare pragmatică mare, se întâlnesc atât de des în viața noastră, vă propunem chiar și un dialog în această emisiune. Vă stau la dispoziție cele trei linii de comunicație deschise pentru dumneavoastră: 0241-515266, în rețeaua Intersat, pe telefonul fix cu tarif normal, prin SMS în rețeaua Cosmote 0768-123456, deci 0768-123456, iarăși cu tarif normal, și pe Yahoo Messenger, pe internet, la ID-ul Radio Dobrogea, într-un singur cuvânt scris. Așa că, stimați și iubiți ascultători, fiindcă suntem între ora 11 și 12, emisiunea se desfășoară în direct. Deci discutăm despre confuzie în viața creștinului. Pentru început, să începem chiar cu începutul. Unde a început confuzia în viața omului? Păi să o spunem direct: în rai. Adică Adam și Eva s-au lăsat înșelați de către Satan. Ducă-se pe pustii și în locuri fără de apă. Și înșelarea aceasta s-a produs datorită confuziei pe care a semănat-o necuratul în inimile lor. Și l-au confundat pe Dumnezeu cu Satan. S-au lăsat ademeniți de proiectul său, de ideea lui, de concepția lui. Adică se bucură ei ca și cum ar fi Dumnezeu. Să nu mai aibă nevoie de Dumnezeu care i-a creat. Și iată unde a fost prima confuzie. De acolo. Acolo acest Satan, vrăjmaș al lui Dumnezeu, după cum se traduce numele său, i-a înșelat, i-a mințit, cu alte cuvinte. I-a mințit că nu vor muri, ci că vor avea o viață bună, vor fi ca niște dumnezei. Și din invidie Dumnezeu nu-i lasă să guste din fructul oprit, adică din pomul cunoștinței binelui și al răului. Cunoștinței binelui și a răului. Și în acest context, ei au găsit cu cale că ar fi interesant să se ia după vorbele sale, neînțelegând, nedându-și seama,
că în momentul când au fost de acord cu propunerea vrășmașului, au schimbat și stăpânul. Că nu te poți supune la doi domni în același timp, cum spune și Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia sa. Și atunci, iată de unde a început confuzia și rezultatul confuziei aceleia îl cunoaștem. Bineînțeles că păcatul originar, cum se numește el, este prezent în viața fiecăruia dintre noi. N-am fi aici dacă acest păcat originar nu ar avea putere asupra noastră. Dacă noi am rămâne în starea de după Sfântul Botez, de după taina Sfântului Botez, când toate păcatele s-au șters, dacă am rămâne în această stare, atunci pic de confuzie nu am avea. Și am ști să ne închinăm lui Dumnezeu, să avem o viață bine plăcută lui Dumnezeu și am fi sfinți. Dar starea aceea câștigată inițial de după Sfântul Botez, de după ce am trăit pe pielea noastră, cum se spune, taina Sfântului Botez, când am fost născuți în Împărăția lui Dumnezeu prin această sfântă taină, prin acest mister care nu poate fi explicat în termeni raționali omenești, deci după ce am participat la această sfântă taină și am trăit-o pe pielea noastră, cum spuneam, ei bine, după aceea începem să uităm sub presiunea, atenție, confuziei pe care o seamănă vrăjmașul în creația lui Dumnezeu. Și această confuzie este asociată foarte des cu tipul, stilul de educație pe care o primim. Copilul învață încă de mic, mic, mic să își poarte luiși de grijă, să-și poarte de grijă, să se comporte ca și cum el ar fi separat de ceilalți, să ignore comuniunea care este din veșnicie, în Duhul Sfânt. Ignorând această comuniune, învață să se iubească pe sine și să devină egoist. Iată cum, încet, încet, omul începe să capete un al doilea eu. Acel eu de care Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învățat să scăpăm. Și cuvintele sale referitoare la acest fenomen au fost atât de simple și la obiect. Cine caută să salveze sufletul său, acela îl va pierde, dar cel care va pierde pentru mine și pentru Evanghelie, acela și-l va afla. Deci iată rezultatul confuziei. Nu-și mai găsește sufletul, de fapt, omul. Își închipuie că are un suflet și că este într-un anumit fel, are o personalitate, dar aceste concepții pe care încearcă să le pună în practică așa, cu încăpățânare, nu-și regăsește suportul în adevăr, într-o realitate care nu se va schimba, imuabilă, cum se spune în filozofie, nu se va schimba și care va rămâne în veci și în veacul ce va să vină. De aceea, toate lucrurile pe care le concepe omul acesta confuz, rătăcit, aflat în ceață toată viața lui, se fac și se desfac, toate fiind dominate de deșertăciune, fără a avea un scop final lămurit și adevărat. Fiindcă noi învățăm în Ortodoxie că scopul vieții noastre este mântuirea. Ce înseamnă această mântuire? Am mai lămurit acest lucru, dar să le mai spunem așa pe scurt, înseamnă a rămâne cu Dumnezeu
în continuu, fără să mai pierdem legătura cu El, măcar pentru o clipă. Fiindcă acea clipă ar putea să însemne căderea noastră. Deci fără putința de a mai cădea în păcatul original. Adică de a vedea clar adevărul, față către față, Dumnezeu să fie cu noi permanent și noi să ne adâncim în unirea cu Dumnezeu prin har, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai intens, bucurându-ne din ce în ce mai mult, fără a se opri acest fenomen vreodată. Sentimentul acesta din ce în ce mai intens, accelerat, fără a se opri vreodată, adică la infinit, înseamnă fericirea. Fiindcă aici pe pământ, bucuria este și ea trecătoare. Nu putem să avem o bucurie continuă, ci atunci când ne bucurăm în trup, de multe ori, starea respectivă este compensată de necazuri, de suferințe în trup. De aceea și Sfântul Apostol Pavel ne învață că aceia care umblă în Duhul Sfânt să se bucure ca și cum n-ar avea bucurie și să se întristeze când au necazuri ca și cum n-ar avea necazul respectiv. Adică sufletul este mai presus de cele ale trupului. Omul care își găsește sufletul, așa cum afirmă Mântuitorul Iisus Hristos, acela trece peste necazuri și suferințe cu un sentiment de superioritate venit din superioritatea Duhului față de trup. Și în același timp se bucură cu acela sentiment de superioritate, fiindcă știe că toate sunt deșarte aici. Știe și crede și nădăjduiește într-o bucurie deplină, adică în fericirea pe care n-are cum să o găsească aici. De aceea, cel care se bucură aici pe pământ și este duhovnicesc, zâmbește, nu râde cu toată gura dezvelindu-și toți dinții. De aceea și noi spunem în rugăciune, atunci când ne rugăm, ca unul dintre păcate, ca și acesta pe care îl pomenim acum, că prea am râs. Adică m-am desfătat trupește râzând. Ei bine, și acest lucru trebuie să fie înfrânat. Nu de dragul de a ne înfrâna ca să arătăm noi că suntem cine știe cine, ci de dragul acestei concepții izvorâte din sentimentul de superioritate a conștiinței din viața veșnică. Ea se numește, în termeni rațional omenești, supraconștiință. După cum și rațiunea celor dumnezeiești din împărăția lui Dumnezeu poartă numele de suprarațiune. De ce? Fiindcă este net superioară rațiunii omenești care învăluie tot fenomenul acesta de participare la viața trupească. Și atunci există o deosebire între omul duhovnicesc și omul trupesc netă. Această deosebire este aceeași ca și între creștinul care își practică în mod conștient creștinismul și are viață în biserică și este mădular conștient de apartenența lui la biserică, fiind trup din trupul bisericii, iată comunitatea de credincioși care alcătuiesc trupul duhovnicesc al bisericii, al cărei cap este Hristos. Și aceștia au această conștiință de apartenență la viața veșnică. Sunt cu un picior în împărăția lui Dumnezeu. Mai trebuie să-l tragă și pe celălalt ca să finalizeze acest fenomen. Sunt pe calea sfințeniei. Încă nu sunt sfinți în adevăratul sens al cuvântului, în toată puterea cuvântului. Sunt și sfinți. Aceștia însă depășesc și legile firii. Lucruri pe care nu toți le observă
sau nu toți sunt în stare să le observe la cineva. Acele lucruri sunt tainice. Oamenii care sunt capabili de așa ceva și sunt printre noi, nu-și proclamă, nu-și fac publicitate capacităților lor. Nu-și proclamă aceste capacități, care sunt lucrări ale Harului Dumnezeu în ființa lor. Și de aceea ei nu sunt cunoscuți, mai ales sunt cunoscuți după moarte, eventual, sau când îi arată Dumnezeu, după ani și ani, când vrea El, pentru ca ei să devină luminători, pentru cei care nu mai au lumină și care au nevoie de lumină, să se îndrepte pe calea cea bună, a binelui, a mântuirii. Ei bine, aceeași diferență este între acești oameni care practică și care nu practică și sunt nepăsători față de ortodoxie, față de creștinismul ortodox în care au fost botezați. De aceea, ortodoxia învață că trebuie să confirmăm starea aceea de lipsă de păcat pe care ne-a dat-o împărtășea cu Sfânta Taina Botezului, practicarea acestei Sfinte Taina Botezului pe pielea noastră. Trebuie să confirmăm în viața noastră acest lucru. Însă, înșelăciunea demonică este prezentă în mai toate acțiunile. Orice am vrea să facem este supus acestei înșelăciuni. Fiindcă, duh fiind diavolul, n-are odihnă, nefiind trup, nu obosește și se deplasează și acționează cu aproape viteza luminii. Află cel mai repede ceea ce noi încercăm să facem și se opune faptelor bune cu cea mai mare intensitate de care este el capabil în viața aceasta, în lumea aceasta, pe care, să înțelegem, o guvernează prin confuzia pe care o sădește. Și toți cei care se lasă prada acestei confuzii îl au pe el de Dumnezeu și nu pe Dumnezeul cel adevărat, unicul Dumnezeu. Indiferent de religia în care se află oamenii, în care au fost crescuți, spunând, noi avem tradiția noastră, noi suntem acolo în religia, indiferent de religia respectivă, indiferent de cât de vechi este religia respectivă, indiferent de câți Dumnezei are religia respectivă, că sunt cele trei mari monoteiste, dar sunt și altele politeiste, cu mai mulți zei, cu mai mulți Dumnezei, totul este confuzie. Din cauza că dacă ar fi, să nu fie confuzie, dacă ar fi claritate, ar fi un singur Dumnezeu și o singură religie, o turbă și un păstor, la care se va ajunge când lucrarea lui Dumnezeu, a lui Hristos în lume, se va desăvârși, se va sfârși. Aluatul pe care l-a semănat Dumnezeu și pe care femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină, va dospi toată frământătura, căci viața aceasta este frământătură. La fel cum pâinea este frământată până când începe să crească singură și să dospească toată, pregătită ca să intre în cuptor și să dea roada cea bună, pâinea aceea caldă, rumenită, aromată, gustoasă, care să fie de folos lumii. Aceasta este învățătura pe care ortodoxia ne-o arată. Ce facem noi cu viața noastră? Iată că se vede din modul în care evoluează societatea. Deși născută în tinda bisericii, școala s-a separat în timp de cea care a născut-o, adică de biserică. Fenomenul se numește secularizare. Educația, deși era îndreptată către Hristos, către a petrece cu Dumnezeu și a ne armoniza viața cu voia sa, adică aceasta însemnând calea virtuții, iată că
Această educație s-a schimbat și a prins conotații secularizante și seculariste, adică îndepărtătoare de Dumnezeu și îndepărtate de Dumnezeu. Și atunci a fost necesitatea concretă de a se separa de biserică, fiindcă nu-și mai avea rostul biserica. În secularizare sau secularism, ca și curent, biserica este ceva depășit. Adică este undeva, în vremurile noastre, o relicvă a altor vremuri, a altor concepții care au evoluat. Și omul nu mai are nevoie de biserică, ea fiind ceva depășit. Și așa este considerată în societate, stimați și iubiți ascultători, zi de zi. Vedem cum oamenii judecă foarte repede pe cei care aparțin bisericii și cu mult mai multă îngăduință pe cei care nu aparțin și fac niște prostii de te doare capul. Acceptă toate trădările, minciunile, clevetirile, orice, crimele pe care le fac oameni care nu sunt ai bisericii, dar când este vorba de cineva din biserică, un slujitor al ei, imediat sunt scrupuloși în ultimul hal și au altă măsură cu care îi judecă pe acești oameni. Deși ei înșiși, cei care îi judecă și care îi clevetesc, să spunem așa, nici nu participă la viața bisericii. La fel ca toți oamenii care discută despre fotbal fără să îl practice măcar. Fără să aibă vânătăi ca să înțeleagă cât de dur este jocul de fotbal, mai ales în condițiile în care se joacă pentru mulți bani. Și vorbesc despre fotbal și despre credință cu aceeași ușurință cu care vorbesc cei care habar n-au de el. Care nu-l practică fotbalul sau care nu practică pe ea credința. În momentul în care ar practica fotbalul sau credința, suntem convinși că acei oameni ar fi mult mai înțelepți și mai rezervați în comentariile pe care le fac. La fel este și cu toată activitatea din societate. O măsură au pentru cei care nu sunt ai bisericii, mult mai îngăduitoare, altfel n-ar mai, apropo de politică, n-ar mai vota pe atâția oameni care nu merită să primească voturile, și o altă măsură au pentru cei care sunt ai bisericii. Sunt foarte pretențioși și riguroși pentru cei care sunt sfințiți ca să slujească în biserică, clericii, și îngăduitori până la nepăsare cu cei care le fac viața un iad. Așa sunt obișnuiți oamenii prin educația pe care au primit-o. Aceasta este cheia. Aceea care, răsucită fiind în broască, deschide o ușă care nu ne aparține și care ne duce pe un drum care n-are finalitatea în adevăr. Totul este deșertăciune. Au născut oameni un mod de producție n-a ținut. Că se numea sclavagist. N-a ținut. S-a dus o rânduirea și a venit o alta. Că se numea feudal, n-a ținut. Că se numea capitalist, se vede că nu ține nici acesta. Către ce se îndreaptă omenirea cu globalizarea ei și cu toate celelalte lucruri? Se îndreaptă către ce? Către comunism? Nu. Nici ăsta n-a ținut. Ca mod de producție, ca tip de orânduire, de organizare socială. Se îndreaptă către nimic, către deșertăciune. Se îndreaptă spre finalul prevestit de proroci și anunțat, prevestit și el, de către Mântuitorul Iisus Hristos. Se îndreaptă spre venirea a doua a lui Hristos. Fiindcă după capitalism nu există post-capitalism, după comunism nu există post-comunism, ci există doar finalul. Se numește acest final vremile din urmă sau vremurile din urmă în exprimare mai academică. Așa că, stimați iubiți ascultători,
Confuzia este prezentă în viața noastră din toate punctele de vedere. După ce vom asculta la pauză corul mănăstirii din Sinaia, care se referă la nascătoarea de Dumnezeu Fecioară, vom avea și bucuria să vă împărtășim și în mod practic aceste concepții care vor fi de mult folos, cu exemple care să dea dovadă de această confuzie care ne marchează viața. Apostolic. Iubiți ascultători, suntem la lecția de religie. Confuzia în viața creștinului este tema. Bogdan Nicolae Mateescu. Discutăm, este realizatorul, și discutăm împreună despre aceste aspecte practice ale învățăturii pe care am deslușit-o în prima parte a emisiunii. E foarte dificil să începi să deslușești acest lucru și după aceea să te descotorosești de el, lucru fiind confuzia. Confuzia pe care a semănat-o diavolul în ogorul lui Dumnezeu, după cum spuneam în prima parte. Și acest lucru este dificil din cauza că este gvasi permanent și se regăsește în aproape totalitatea cazurilor.
pe care le conștientizăm în jurul nostru. Fiindcă discutam și despre faptul că clericii sunt judecați cu altă măsură mult mai severă de către oameni decât cei care le fac viața un chin și un iad, decât aceia care sunt responsabili pentru viața lor amară, ne referim la politicieni. Iată ce spune Sfântul Apostol Petru în Epistola 1 sobornicească, în capitolul 5. Pe cei dintre voi care sunt preoți, îi îndemn eu, cel împreună preot și martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei ceva să se descopere. Păstoriți turma lui Dumnezeu ce vi s-a dat în seamă, veghind asupra ei nu de nevoie, ci de bună voie, după Dumnezeu. Nu pentru câștig rușinos, ci din tragere de inimă, nu ca și cum ați fi stăpânii celor ce v-au căzut la sorți, ci voi făcându-vă pilde ale turmei. Iar când se va arăta mai marele păstorilor, veți primi cununa cea neveștejită a mântuirii. Acum, luând-o invers, stimați și iubiți ascultători, cum spuneam, luând-o invers, ce ar însemna să nu facă aceste lucruri? Gândiți-vă bine la sluga aceea care, în pilda Mântuitorului Iisus Hristos, sluga aceea care știa ce vrea stăpânul de la ea și totuși s-a comportat ca și când nu ar ști și n-a făcut ceea ce stăpânul i-a spus să facă. Mai mult va fi bătută de către stăpân care se va întoarce și va vedea că sluga sa a fost necredincioasă, decât cei care, neștiind, au făcut același lucru, dar nu fuseseră înștiințați sau pregătiți dinainte de către stăpân. Aceia puțin vor fi bătuți, dar sluga va fi mult bătută. Așa că, stimați și iubiți ascultători, înțelegând și invers acest text, înțelegem că este judecător și pentru clericii care sunt necredincioși stăpânului care i-a numit așa, în funcția respectivă, de clerici. Deci are cine să-i judece și pe ei. Dimpotrivă, noi cei care suntem în afara fenomenului, adică nu suntem sfințiți slujitori, avem și mai puțină îndreptățire să-i judecăm pe aceștia. Fiindcă cel care le-a dat harul slujirii preoțești este Dumnezeu. Și ceea ce a hotărât Dumnezeu, n-avem noi cum să desființăm sau să judecăm, spunând că Dumnezeu ar fi greșit. Deci, cel care judecă pe un sfințit al lui Dumnezeu într-ale slujirii Sfintelor Taine, are un păcat mare, să înțelegem acest lucru, fiindcă se regăsește în postura de vrăjmaș al lui Dumnezeu. De aceea, bine ar fi ca oamenii să se abțină, să judece pe preoți, incluzând în această categorie tot clerul, să judece pe preoți și să se judece mai bine pe ei înșiși, fiindcă au atât de multe de corectat datorită confuziei în care trăiesc, confundând binele cu răul. De asemenea, tot Sfântul Apostol Petru, iată ce ne spune, referitor la modul în care ar trebui să se comporte femeile. Vom lua pasajul care este mai important în ceea ce privește omul lăuntric, omul cel tainic din inima omului. Podoaba voastră să nu fie cea din afară, împletitura ale părului, curunițe de aur sau purtare de haine scumpe, ci să fie ființa cea tainică a inimii într-o nestricăcioasă podoabă a Duhului blând și liniștit, ceea ce e de mare preț înaintea lui Dumnezeu, că așa se împodobeau odinioară și sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și se supuneau bărbaților lor, așa cum Sara îi se supunea lui Avraam, numindu-l Domn,
ale cărei fiice deveniți voi dacă faceți binele și nu vă temeți de nicio patimă. Deci este vorba de omul cel tainic al inimii, de omul lăuntric, la care se referea și Mântuitorul Iisus Hristos, spunând că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Ei bine, stimați și iubiți ascultători, acest om lăuntric, care înseamnă adevăratul eu, este chiar arhetipul omului, chipul lui Dumnezeu din noi. E sufletul nostru și este chiar Hristos care ia chip în noi, fiindcă El este chipul Tatălui. Noi trebuie să fim chipul Tatălui, adică să fim chipul Fiului lui Dumnezeu, să ne unim cu Hristos. Aceasta înseamnă mântuirea. Și acesta este omul lăuntric, pe care noi nu-l mai percepem, fiindcă avem un al doilea eu, acel supra-eu din psihologie, și care ne face să ne comportăm, datorită confuziei pe care o avem în mintea noastră, rău, confundând de fapt binele cu răul și crezând că facem binele și spunând că este normal, deși este cu totul anormal. În momentul în care cineva dintre apropiații noștri susține un adevăr care nu este conform acestei anormalități, atenție, ne supărăm pe el și imediat trecem la atacul la persoană, confundând lupta dintre principii cu lupta personală. Și aceasta din cauza că adevărul ne supără, după cum spune și un proverb românesc vechi. Adevărul taie părul, adevărul supără pe om și așa mai departe. Și aceasta din cauza că ne simțim deranjați de aparentul confort psihic pe care îl avem, văzând că și alții sunt în aceeași situație ca și noi și zicând că așa e normal să fim, în mocirlă, în mocirla păcatelor, în noroiul păcatelor. Când vine cineva curat, care n-are nicio urmă de mocirlă pe el, sărim pe el pur și simplu, fiindcă ne deranjează din stare de vierme în varză. Așa spun Sfinții Părinți. Omul păcătos, împreună cu cei păcătoși, se simte bine ca viermele în varză, uitând că varza se termină și nu mai are ce mânca. Și viermele moare și el odată cu varza. Așa că, stimați iubiți ascultători, sunt și alte exemple pe care și dumneavoastră le puteți descoperi în jurul dumneavoastră. În primul rând, în viața fiecăruia dintre noi putem să descoperim aceste confuzii pe care le facem în mod involuntar, de cele mai multe ori inconștient. Aceasta este lucrarea vrăjmașului și în felul acesta noi ne facem părtași ei. Și din cauza aceasta avem atâtea manifestări și din cauza aceasta lucrurile pe care le facem noi se concretizează într-un flux de informații dirijat special pentru a le amplifica. Se concretizează într-un flux de bani, de resurse financiare care sunt dirijate special pentru a amplifica această stare de confuzie. Și în momentul în care se construiește o biserică, uităm că s-au construit încă 100 de cârciumi pe lângă ea, și zicem, vai, de ce se cheltuiesc banii pentru o biserică? Dar nu spunem, vai, de ce sunt atâtea cârciumi în care oamenii își beau mințile și se întorc acasă, dacă au familie, mai trântesc câte un copil care urmează să fie handicapat și așa mai departe. Vai, de ce se construiesc biserici?
Ei, iată că bine că se mai construiesc biserici, stimați și iubiți ascultători, fiindcă sunt atât de mulți oameni confuzi, iar biserica are capacitatea și datoria sfântă de a îndrepta, de a ilumina. În viața omului, care nu este capabil să rămână stăpân pe harul lui Dumnezeu care i s-a dat, în viața omului sunt momente de luminare, de întrezărire a adevărului, de conștientizare a relației cu Dumnezeu. Aceste momente înseamnă, de fapt, în viața omului, participarea la Sfintele Taine, împărtășirea cu Harul Duhului Sfânt, care vine în mod nemijlocit și desăvârșit în Sfintele Taine. Și omul, atunci când participă la Sfintele Taine, adică la viața bisericii, este luminat. Acelea sunt momentele când el vede curat adevărul, când se întâlnește cu Hristos. În lipsa acestor momente, toate celelalte sunt rezultate ale confuziei sale, confundându-l pe Dumnezeu cu Satan. Și din cauza aceasta, începe să studieze astrele, să își caute soluția pe la ghicitori sau ghicitoare, sau pe la vrăjitori sau vrăjitoare, sau în tot felul de alte lucruri numite paranormale. Din cauza aceasta, omul are nevoie să creadă în cineva. În mod inconștient, simte că este cineva care îi poate dirija viața, dar el, în același timp, confuz fiind, îl confundă pe adevăratul Dumnezeu cu cel care pare să fie și nu este. Și este definit așa: cel ce era și nu este, adică vrăjmașul. Ducă-se pe pustii și în locuri fără de apă. Vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și nădăjduim că aceste cuvinte de învățătură ortodoxă v-au fost de folos. Să dea bunul Dumnezeu ca în săptămâna care urmează, mai ales că ne apropiem de sărbătoria prorocului Ilie Tezviteanul, cel care a păstrat dreapta credință într-un neam păcătos, într-o vreme secularizată a evreilor, și care s-a remarcat printr-o credință nestrămutată și Dumnezeu l-a arătat așa, să dea bunul Dumnezeu ca să parcurgem o săptămână binecuvântată. Doamne ajută!